Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit. Spuneți-ne, bună ziua, bine ați venit. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre Comuna Pogara pentru cei care nu știu prea multe despre această comună. Pentru cei care nu știu prea multe de Comuna Pogara, Comuna Pogara este formată dintr-un număr de 5 sate și o populație de 3.393 de locuitori. Această comună este așezată din punct de vedere geografic la nord de orașul Bârlad. Drumul care în Comuna Pogana trece drumul județean 243, care face legătura cu județul Bacău. Spuneți-ne dacă aveți depuse proiecte europene sau dacă aveți proiecte în derulare. În ceea ce privește proiectele europene, am depus la măsura 322 un proiect în care constă în canalizarea apă, drumuri, achiziții de utilaje. Am primit răspuns de la FADR de la Iași, prin care proiectul este eligibil, dar fără finanțare. Același lucru s-a întâmplat și cu proiectul la măsura 125. Același lucru am depus cu drumul de exploatație agricolă, care am primit același răspuns. Proiect eligibil, dar fără finanțare. Așteptăm acum la o nouă etapă de depunere a lor. Să le depunem din nou. De ce credeți dumneavoastră că toate aceste proiecte sunt fără finanțare? Pentru că nu doar dumneavoastră vă aflați în această situație. De ce vă puneți să mai faceți proiecte dacă sunt vine de fără finanțare? Nu? Nici eu nu pot să-mi explic atâta timp cât se cheltuie niște bani pentru proiectare, pentru toate avizele. Se cheltuiesc o groază de bani. Bine ar fi să spună, domnule, anul ăsta face comuna cu tare proiecte, n-ar rost să bagi toate comuni din județul Bacău și la un moment dat să câștigi două și restul să fie pierdanță. Asta e situația, noi nu putem dirija. Am un proiect în derulare, am măsura, ordonanța 7 pe 2006 în derulare. Aici se compune din apă potabilă în satul Pogana și pod în satul Măscurei, Pogana și Bogești. La ora actuală, apa funcționează în tot satul Pogana, avem proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, avem aviz de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui, urmează după 6 luni de zile de funcționare, deci apa am făcut terminat la data de 23.06.2011, după 6 luni de funcționare trebuie să ne dea aviz Apele Române. Asta e legea la ei, așa am fost, m-am interesat, deci după 6 luni de funcționare să vadă cum vă funcționează. Am un pod în satul Măscurei, realizat în proporție de 75%, diferența până la 100%, constructorul nu mai vrea să execute lucrări, având în vedere că nu mai avem fonduri pentru a-l plăti. Și evident urmează că în satul Bogești, în satul Măscurei, Pogana, în momentul când o să vină fondul, să ne apucăm și de celelalte două poduri la ordonanța 7. În ceea ce privește PNDI? În ceea ce privește PNDI-ul au fost depuneri dosare, deci toate proiectele le-am depus la București, cu situații, cu notă de fundamentare, cu tot ce-o cerut. La ora actuală nu avem nicio informație în ceea ce privește realizarea proiectul, evident, la drumuri am fost înscris cu 2,55 de kilometri și o grădiniță în satul Tomești. Până la ora actuală nu știm nimic ceea ce se întâmplă cu PND-ul, nu am niciun fel de cunoștință. Se va executa în 2011, nu se va executa, nu știm. Știm doar că au fost publicate pe site-ul de licitații, le-am văzut publicate și atât. Au fost un inginer din partea unui constructor, nu știu cine, și doar atât, în faza asta au rămas cu PND-ul. Așteptăm și noi, poate vin timpuri mai bune. În ceea ce privește persoanele de la 416, câte dosare mai aveți și câte persoane practic vă pot fi de folos? Practic, în ceea ce privește legea 416, comparativ cu perioada anului 2010, în anul 2010 avem 112 dosare. La ora actuală mai avem doar 33 de dosare. Deci în jur de 30 de persoane sunt cei care mai prestează munci în folosul comunității. Datorită sistemului greoi, a modificării legii 416, lucrurile au ajuns în faza asta. Spuneți-ne dacă ați reușit să achiziționați lemne de foc pentru școli și toate... În legătură cu deschiderea anului școlar, o să vă iau de la capăt așa, în legătură
cu deschiderea anului școlar lucrurile stau în felul următor. Pe perioada vacanței s-au făcut la toate școlile igienizarea, curățenii, deci copiii au venit în condiții optime de a începe anul școlar, curățenii. Ceea ce privește legătura cu lemn pentru încălzirea pentru perioada de iarnă, nu am achiziționat niciun metru cub de lemn datorită faptului că nu avem bani pentru a procura aceste lemn. Nu știu ce se întâmplă, am făcut adresa la Consiliul Județean, nu au nici dânsii bani, nu avem bani acum, suntem în urmă, suntem cu o lună restantă la persoane cu handicap, care nu avem bani să plătim nici pentru ei. Avem restanțe la finanțele publice, la bugetele de asigurări sociale, de sănătate, la impozit venit. Nu știu unde se ducă treaba. Până la urmă, cât trebuie închis primării de casă. Până când, dacă tot vorbeam de buget, până când mai aveți bani de salarii? Bani pentru salarii mai avem doar până la data 30 septembrie, pentru luna septembrie atât. În trimestrul 4 nu mai avem niciun leu pentru a cheltui nici la salarii, nici la materiale. După care se va muncă pe datorie sau nu? Nu știu dacă o să... În ritmul care merge acum, niciunul, dacă te duci la ei, nici, indiferent de ce natură, constructor, achiziții lemne, orice vrei să achiziți, dacă nu dai bani, nu îți dă nimeni nimic. Fiindcă și-au luat gândul, când era odată, bugetele statului erau plini cu bani și acum știi toată lumea că primările sunt în incapacitate de plată și nu mai dă nimic nimeni. Vă spuneți-ne, vă rog, care este cea mai mare nerealizare a dumneavoastră de la începutul mandatului și până acum? Și dacă credeți dumneavoastră că veți reuși să o rezolvați până la final? Cea mai mare nerealizare a mandatului, de când ce mi-am propus să fac în mandatul, este situația drumurilor din Comuna Pogana. În Comuna Pogana sunt doar două drumuri executate. În satul Măscurei și Cârjoan și Tomești. În restul satului sunt drumuri urâte, drumuri foarte, foarte rele, se circulă în condiții foarte nasoale. Nu putem să facem mai mult datorită, de fapt, dacă am avea bani la buget, am face. Cu veniturile din, cu ceea ce stă în venit, constant venituri proprii, nu o să putem realiza niciodată așa ceva. În ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor? În ceea ce privește că colectarea taxelor și a impozitelor, la ora care stăm de vorbă acum, sunt în procent de 46-47% realizate.